Bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. De această dată o să discutăm despre noutățile care urmează să apară în Sims. Foarte mult m-ați întrebat dacă știu de anumite chestii care s-au zvonit și tot felul de chestii de genul acesta. Iar în următoarele minute o să discutăm ceea ce știu eu și ce este sigur, pentru că sunt și alte zvonuri care nu au nicio legătură cu realitatea. Așa că dacă vă place acest clip și mai vreți să aflați lucruri noi din când în când, să vă spun ce va mai apărea nou și alte chestii de genul acesta, lăsați și voi acolo un like, aștept și comentariile, părerile voastre vis-a-vis de această chestie. Știți că în proporție de 99% informațiile pe care eu vi le-am dat vouă au fost adevărate și adică practic s-au adeverit. Și a apărut exact ceea ce am spus eu, așa că haideți să nu mai lungim foarte mult vorba la aia. Am decis să nu fac un episod astăzi de Sims pentru că consider că era momentul oportun să fac acest clip. Acum nu știu câți dintre voi vor vedea acest clip pentru că voi sunteți la școală, ați văzut că în cursul săptămânii oricum vizualizările sunt foarte mici la clipurile mele, însă sper să vedeți cât mai mult acest clip și da, haideți să începem. În prima parte o să vorbim, și am uitat să vă spun, veți găsi linkurile în descrierea acestui clip în cazul în care vreți să citiți. Să citiți absolut totul, pentru că eu o să spun în mare despre ce este vorba. Și prima parte va fi, este legată de noile update-uri ce vor urma, plătite sau gratis, pentru că ați văzut că au mai fost update-uri gratis de când s-au plâns foarte mulți player că în Sims plătești absolut orice și au făcut gen și o măgărie la anumite staff-uri în care nu, game pack-uri sau expansiuni. După aceea au venit cu niște staff-uri care n-aveau nicio legătură, adică trebuiau să se regăsească deja în expansiunea sau în game pack-ul respectiv, cum a fost la Cats and Dogs, de-au băgat My First Pet staff. Lucrurile de acolo trebuiau să se regăsească deja în Cats and Dogs, însă asta e alt subiect. Deci o să deschid acum să vedem. Deci prima pagină se referă new content coming, da? Este în engleză, acum sper să înțelegeți dacă nu folosiți și voi translate-ul, însă eu o să vă spun în mare parte ce am înțeles din chestia asta de aici. Deci pentru luna aceasta nu avem niciun update în luna septembrie, însă din octombrie o să primim un update gratis, ceva, spune aici Sim Guru Key, ceva fan, adică un staff, mă gândesc. Acum să vedem despre ce va fi vorba, pentru că nu știu nici eu mai multe detalii, dar ăsta va fi gratis, după care urmează o nouă expansiune sau un game pack ori un staff pack, asta în decurs din luna octombrie-decembrie. Deci se împarte în aceste luni care au mai rămas din acest an. Dar luna viitoare vom fi sigur că va apărea ceva cu fan free staff. Acum cine știe ce va apărea, nici eu nu știu. Însă sper să fie ceva destul de interesant. Și ce am auzit eu, este posibil să apară University, din ce am auzit, și asta ar fi foarte interesant. De asemenea, încă o chestie, știți că ei nu mai postează acele trailere micuțe pe Twitter în care îți arată ce urmează să lanseze. Însă ei discută foarte mult, puteți să căutați, să-i căutați și voi pe Twitter și să îi urmăriți, să aflați și voi în timp real toate informațiile acestea. Deci asta ar fi prima chestie. În luna octombrie primim un update gratis, care este valabil doar pentru cei care au jocul original. Pentru cei care au jocul piratat, vă vor mai trebui să aștepte, la fel ca și cei care au console, la fel este o perioadă de o săptămână sau ceva până apare și pe console. Ok, deci asta ar fi fost prima știre pe care eu vă spun. Așa, haideți să trecem la a doua. Și a doua, deci pe Sims Community, aici aflați și voi informații, de aici mai au și eu informații, e foarte bun site-ul acesta. S-ar putea să adauge mai mult ca sigur noi lumi în joc și să lucrează la acest lucru. Spre exemplu, unul dintre producătorii jocului a fost întrebat ce oraș îi plac cel mai mult și spune că Windenburg și San Mishino, însă sunt și altele în progres, deci cu siguranță vor apărea noi lumi și asta e foarte interesant și din câte am înțeles vor fi mult mai interactive față de cele din prezent, adică vor oferi mult mai multe chestii
adică explorări și alte nebunii de genul acesta. Și se discută și de lăsarea jocului în open world. Știți cum era SimStrain, în care nu trebuie să aștepți perioada aceea de loading screen, să te duci dintr-o la o familie la alta, cum aștepți acum, spre exemplu, asta ar fi foarte tare. Da, deci cam asta ar fi, aici vor apărea noi lumi, așa. Cea de-a treia știre este vorba de, și s-a discutat foarte mult pe tema aceasta, să se adauge persoane cu dizabilități în joc, adică scaunele acelea, știți și voi despre ce este vorba, și asta cu siguranță o să apară în joc, fără doar și poate pentru că am o sursă destul de sigură, care spune că acest update va apărea în joc și este un update, nu cred că va trebui să plătim pentru el, din ce am auzit. Deci asta ar fi foarte tare pentru că va face Sims-ul mult mai real. Asta spun și creatorii pentru că vor să aducă aceste lucruri să pară din ce în ce mai real chestia aceasta. Însă, acum să vedem. S-ar putea să se refere doar pentru persoanele în vârstă, în prima fază, dar eu sper să fie și pentru celelalte persoane. Însă este de gândit înainte să pui un asemenea update pentru că poate însemna o ofensă pentru persoanele care au aceste probleme locomotorii și diverse. Însă ar fi o chestie foarte importantă și eu mi-aș dori să văd așa ceva în Sims, cum mi-aș dori să văd și alte chestii. Iar în ultimul rând este vorba de cel mai important lucru. Deja Maxis lucrează la un nou titlu și posibil tot, bineînțeles, Sims, însă nu se știe momentan când va apărea. Însă acest lucru s-a dedus strict din prisma faptului că cei de la EA au dat joburi noi și s-a spus foarte clar că cine vrea să se angajeze, că este vorba de franciza The Sims cea mai bine vândută, bla 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 și alte chestii, și se spune ce are de făcut în mare parte la jobul respectiv, executive producer. Practic, cineva produce jocul ăsta înseamnă executive producer. Și mai avem aici gameplay, software engineer și software engineer și character, o persoană care să facă caracterele. Deci clar, este vorba de un nou titlu, spre exemplu Sims 5. Însă mai avem de așteptat câțiva ani până va apărea acest titlu, pentru că în Sims 4, din spusele celor, din spusele producătorilor, mai este foarte mult conținut de oferit, cu toate că apare foarte rar, dar este apare, asta contează că este în regulă. Așa că da, o să vedem și noi din aceste lucruri câte din ele se vor adeveri, însă eu știu că 90% din ceea ce am spus cu siguranță va apărea în Sims, așa că da, asta a fost și am vrut să vă spun. Exact cum am zis și la începutul clipului, în cazul în care, și sigur ar trebui să vă placă pentru că de asta vă și uitați la clipurile mele, lăsați și voi un like, o distribuire, foarte important să dați distribuire la clipurile mele, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult să fiu mai vizibil pe platforma YouTube. Așa că, da, acesta a fost episodul, aștept și părerile voastre, să spuneți care din cele patru știri pe care vi le-am spus puțin mai devreme vă încântă cel mai mult. Pe mine, sincer să fiu, cred că cel mai mult mă încântă chestia aceea cu update-urile gratis și cu un nou game pack, staff pack sau expansiune, pentru că asta cu Sims încă este de vorbit aici, chiar dacă i-au pus până vom afla ceva oficial și sigur mai este cale lungă până acolo, însă asta ar fi cea mai importantă știre din punctul meu de vedere, după care ar fi și cea cu adăugarea de noi lumi și celelalte, bineînțeles. Așa că, da, nu o să mă mai țin foarte mult, sper că v-a plăcut și mai vreți episoade de genul acesta, știu că erau prins foarte bine de fiecare dată când v-am anunțat câte ceva. Așa că, da, mâine o să fac un nou episod, cred că din familia Montano mai mult ca sigur. Așa că stați aproape pe canalul meu, o să găsiți toate informațiile pe community la mine pe canal. Așa că, da, nu mai am nimic de spus, ne vedem data viitoare la un nou episod de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!